Iubeam pianul cu patimă. Bine, îl iubesc și acum. Aș dormi sub el, cum dorm lângă epitaful înviatului. Și după roată și uzo, mi se pare cea mai importantă invenție din istoria omenirii. Aveam degetele spre incredibil de lungi, o ureche muzicală corectă, chiar două urechi muzicale aproape decente. Cădeam în transă când îmi ploua cu sunete de pian pe părul meu blond. Ai mei au observat. Prezentam simptomatologia copilului artist și au zis să încerce. M-au dat la o profesoară de pian, scorțoasă, rigidă, de parcă ar fi înghițit accidental o mătură. O aristocrată cu maniere mic burgheze, devenite nițel manii. Ostracizată de regim, cărând în ea frustrări apăsătoare și visuri voluptoase ale unor răzbunări apocaliptice, ajuns între timp la o respectabilă vârstă. Pentru că toate vârstele sunt respectabile, fundamental respectabile. Dar asta e o altă discuție, desigur. Am intrat în casa aia, care mirosea a carii și a covoare nemăturate din holocenul timpuriu, și aveam în ochi toată inima mea de copil, toată candoarea din univers, distilată în privirea aia, cu care m-am închinat de îndată zeului pian. Mi-aș fi dorit să deschidă claviatura și să mă vrăjească puțin. Eram vulpea care se dorea îmblânzită. Eram micul prinț, cerșind desenul unei oi. Hai, te rog, hai, te rog, desenează-mi o oaie, a șoptit sufletelul meu. Dar vestala sunetelor se trezise într-o dimineață ploioasă. După ani de zile, rememorând întâmplarea asta cu mama, am aflat că ea nici măcar nu avusese copii vreodată și pur și simplu nu știa citi muzica din ochii mici. Nu-și imaginase vreodată că sufletul unui copil e o partitură pe care adulții scriu o melodie ce urmează a fi fredonată toată viața de copil. Prima ei lecție a fost un do pătrime caligrafiat într-un caiet pe 7 pagini, fără un sunet, fără o atingere de clap, fără nimic, fără nimic spiritual. Doar doimea aia, care se repeta metronomic și îmi chinuia mie degețelele. Eram în clasa 1. Știu ce ziceți, în spatele unui pianist sunt tone de note chinuite pe portativ. Da, așa e. Dar toate minunile încep cu o emoție. Și tot ce vedem în jurul nostru a fost cândva visul unui om. Și deci întâlnirea mea cu pianul s-a încheiat repede. Ne-am despărțit definitiv. Ne mai vedem prin săli de filarmonică și ne salutăm triști. Ca doi foști îndrăgostiți care sunt conștienți că ar fi făcut copii frumoși împreună. Și la bătrânețe o să mă apuc de pictat piane. Piane cu cozi. Cu cozi de pescăruși. Drogați de valuri. Fiți atenți ce note puteți pune pe portativul din sufletul unui copil. Mi-am amintit de asta zilele trecute. În povestea unui bunic din Lușca. Părinte, eu mă plimbam cu nepoțelul meu de mânuță pe strada bisericii, cea mai frumoasă din lume, se știe, și am ajuns la gardul casei parohiale. Și nepoțelul s-a uitat lung la câinele dumneavoastră și a zis: ia uite, bunicule, cățelul ăsta are doar 3 picioare. Da, i-am zis. Apoi din partea de sus a apărut vecinul de lângă fântâna Macabeilor, cel căruia i-au amputat picioarele. Și nepoțelului i-au crescut ochii deodată: bunicule, ia uite, nenea ăla nu are picioare. Păi da, săracul, nu are picioare. Și nepotul disperat: bunicule, hai să fugim repede de pe strada asta. Că sufletul unui copil e o casă gata terminată, văruită proaspăt, care așteaptă perdelele de sunete la ferestre. Crin Trandafil Teodorescu.